Cel mai mare județ din România merită mai mult. Merită mai mult decât Stuțo Cămila, PSD-istă liberală, care se laudă doar cu machete sau cu munca altora în speranța că vor mai sta 4 ani liniștiți ca huzurii pe spatele sutelor de mii de ieșeni. Îmi doresc ca, alături de colegii din Alianța pentru Unirea Românilor, să reușim să facem din Iași un județ care să conteze cu adevărat, nu doar în Moldova, ci și în țară.